Bună seara, stimați telespectatori, urmăriți emisiunea în direct. Discutăm în această seară despre politicile sociale ale statului. Invitații emisiunii în direct sunt deputatul PCRM, doamna Galina Balmoș, membru al Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Bună seara! Bună seara! Și doamna Svetlana Rusu, consilierul avocatului parlamentar pe domeniul social, doamna Aurelia Grigoriu. Bună seara, doamna! Bună seara! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți să discutăm despre politicile sociale ale statului și pentru început vreau să vă întreb așa, ca o apreciere să o dați. Cum vi se par politicile actuale promovate de guvernarea de la Chișinău? Dezastruoase. În ansamblu, ca să în ansamblu, printr-un calificativ dezastruoase. De ce? O întrebare atât de vastă. E întrebarea scurtă, dar probabil răspunsul, da, răspunsul este foarte vast, pentru că trebuie să vorbim mult ca să arătăm că, într-adevăr, în Republica Moldova nu este altceva decât o degradare la capitolul social, la capitolul protecție socială, la capitolul învățământ, sănătate și așa mai departe. Dacă am să aduc o singură cifră care să spună despre investițiile statului în domeniul social, am să zic doar că în anul 2009 ponderea cheltuielilor bugetare de ordin social în buget erau de 32% în 2009 și în acest an avem 25,9%. Deci tendința în descreștere este vădită. Asta ce înseamnă? Că se alocă mai puțin tot bani? Tot mai puțin pentru... bani se alocă pentru segmentul social, pentru sănătate, cultură, învățământ, protecție socială, tot ce presupune sectorul social, domeniul social. Da, doamna Rusu, din sesizările care le primiți la Centrul pentru Drepturile Omului, dumneavoastră ce apreciere ați da situației sociale din țară? Deci eu am să vorbesc din punctul de vedere al cetățeanului care se adresează exact la centru și care, de fapt, dacă când se adresează, din start menționează despre faptul că nu îi se asigură un trai decent. În mare parte, vorbesc cetățenii, avem foarte multe sau cele mai multe sesizări la capitolul asigurarea dreptului la protecție socială cu referire la neasigurarea unui trai decent. Pentru că prestațiile sociale, dacă vorbim despre categoriile cele mai vulnerabile sau persoanele care sunt într-un risc, se află într-un risc sporit de vulnerabilitate, prestațiile sociale în cea mai mare parte sunt sub nivelul minimului de existență care este calculat astăzi de Biroul Național de Statistică și care pentru pensionari este în jur de 1300 de lei, iar pentru persoanele angajate este în jur de 1500 de lei. Da, evident că aici statul, cu referire la realizarea drepturilor sociale, statul este în drept de a, sau poate opta pentru anumite măsuri sau pentru anumite soluții care să concretizeze drepturile sociale, dar în același timp statul este obligat să asigure o echitate socială și egalitate pentru toți cetățenii. Și în contextul situației de astăzi, cei mai afectați sunt categoriile de populație, cum sunt persoanele în etate, care, conform datelor, dacă ne uităm după ultimele statistici ale Biroului Național de Statistică, în jur de 98% de pensionari au o pensie sub minimum de existență. Da, doamna Balmăș, de ce nu există, de ce nu poate asigura statul echitatea socială? Sunt mai multe cauze, dar în cazul nostru, actuala guvernare cred că s-a axat pe absolut alte probleme, alte domenii, alte priorități și segmentul respectiv fiind lăsat în umbră, fiind o atitudine chiar aș zice iresponsabilă sau poate și politicile pe care le promovează statul în acest domeniu sunt mult prea dure și mult prea agresive vis-a-vis de
nevoile și nivelul de trai al cetățenilor noștri. Acele condiții pe care le acceptă statul în persoana sau în, prin instituțiile sale guvern, condiții pe care le acceptă în cazul obținerii unor credite, unor granturi, unor tendințe de a se asocia, de a se ralia într-un cadru european, aceste condiții deseori nu sunt negociate corect pentru statul Republica Moldova și ne pune întreaga Republică într-o situație umilitoare și dezastruoasă. Pentru că dacă e să luăm tendința aceasta de optimizare a cheltuielilor și de austeritate și de cât mai multă economie, economiile se fac în general pe spatele cetățeanului, a oamenilor, a poporului nostru, nu pe spatele celor care a unor sute de funcționari sau unor sute de oameni de la guvernare, dar anume pe spatele celor nevoiași, celor care nu au. Pentru că pensionarilor li se indexează pensia între 4 și 9%, ceea ce îi duce pe dânsii sub nivelul sărăciei. Astăzi, mai bine de 30% din pensionarii de la țară trăiesc sub nivelul sărăciei absolute. Dacă vorbim că majoritatea pensionarilor sunt în jur de 80% sub nivelul minimului de existență, ăștia în genere sub nivelul sărăciei absolute, ei nu au nici măcar pentru hrană de zi cu zi. Adică surse. Ei mai fac și foame. Da, statul înregistrează sau spune deseori, se laudă cu astfel de indicatori că nivelul sărăciei este mai jos și mai jos. Nu știu în care cifre acest nivel al sărăciei scade, pentru că de fapt realitatea este una foarte dureroasă și foarte cruntă. Și sondajele arată că cetățeanul anume este frică mai mult și îngrijorat de sărăcie, de foame, este și corupția. Da. Bine, nu este la tema noastră, dar asta. Doamna Balmoș, când ați spus despre politici dure, la ce vă referiți? Câteva aspecte. În primul rând, dacă observați, nicio categorie de cetățeni nu a fost afectată în sens negativ în acești ultimi 4 ani. Începând cu copiii, asupra cărora s-au făcut niște experimente, eu zic experimente, pentru că din datele UNICEF-ului mai bine de 100.000 de copii trăiesc în țara noastră fără un părinte sau fără ambii părinți. Și asta nu este de aceea că părinții le-a fost foarte bine și s-au dus în căutarea mai binelui. Școlile au început optimizarea școlilor, care a devenit, acest proces a devenit unul de distrugere a școlilor. Pentru că eu înțeleg că atunci când se vorbește că optimizarea are scop ca să se ofere o calitate mai bună studiilor, calitatea se obține nu prin lichidarea școlii definitiv, dar prin crearea unor condiții ca această calitate să devină mai bună. Deci, diriguitorii acestui stat au hotărât că ca să hotărască întrebarea calității, lichidează școlile în satele mici, astfel considerându-i pe profesorii din aceste școli mai puțin responsabili și mai puțin instruiți și care nu doresc să aibă cunoștințe mai profunde copiilor. Un alt moment, aceeași guvernare vine cu motive sau cu argumente pentru această optimizare, că prea mulți bani se cheltuie în van, pentru că aceste clădiri sunt mari, iar numărul de copii este în descreștere. Numărul de copii este în descreștere. Dar care sunt politicile statului de promovare a natalității? Care sunt aceste politici? Dacă tendințele respective se observă de la an la an, atunci ar trebui să vină cu anumite politici. Ce facem noi ca să majorăm, nu să lichidăm satul și școala, dar să promovăm natalitatea. Atunci când ei vorbesc că au un deficit de cadre la sate, că nu au număr X, nu de mult fusese în jur de 1000 de pedagogi ar mai trebui în sate, atunci când vorbesc despre acest număr și că nu doresc tinerii specialiști să vină la sat, atunci apare și întrebarea, dar ce ați făcut ca să cointeresați, care sunt măsurile de politici, ca acești tineri specialiști să vină în sat? Pentru că la urma urmei, acest tânăr specialist poate ar fi de acord și cu salariul, care nu e satisfăcător, dar este. Ar veni în sat. Dar el nu vine din această cauză. Dar de aceea că fuge de acest sat, pentru că nu sunt absolut condiții de trai. El nu are condiții acolo. Nu există nicio infrastructură socială. Ceea ce a fost, totul se deteriorează. Optimizarea școlilor îi pune în pericol viitorul. El se gândește că mâini poi mâini și această școală va fi optimizată. Din 2014 începe optimizarea instituțiilor preșcolare,
adică o a doua fază a grădiniței. Paralel are loc optimizarea instituțiilor medicale. Chiar de una zi am auzit într-o informație că mai mult de 350 de sate, în 350 de sate din Republica Moldova nu sunt medici. Nu da, sunt. Da. Absolut. Și la acest capitol vedem tot felul, tot soiul de optimizări și reforme pe care le face Ministerul Sănătății. Și în fond canalizarea, peduct, totul a rămas undeva în suspans, numai în vorbe frumoase și atât. Prin ce este atractiv satul moldovenesc? La instituția ombudsmanului această realitate dură, politici dure, sunt reflectate în sesizările și plângerile care vin de la cetățeni? Da, desigur, și la noi se adresează cetățenii ca o ultimă speranță, ca o ultimă, adică văd undeva lumină, dar din păcate nu putem să, cele mai deseori, nu putem să intervenim pentru că este vorba de anumite politici de stat, doar că venim cu anumite propuneri, avocații parlamentari vin cu anumite propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ actual pentru ca să fie asigurat un trai decent pentru cetățean. Dar sunt luate în considerare, sunt auzite aceste propuneri deci, ale avocatului parlamentar? Unele situații sunt auzite, unele situații, deci problema rămâne aceeași ca de fiecare dată lipsa resurselor financiare, doar că aici în aspect de resurse financiare aș spune că este o problemă a noastră este și crearea locurilor de muncă pentru munca nedeclarată, iarăși favorizează și aceeași lipsă de, în bugetul asigurărilor sociale. Aceasta este una din factori care influențează asupra acestui buget. Sau au făcut unele încercări, chiar s-a aprobat un plan de acțiuni de minimalizare a muncii la negru sau muncii nedeclarate. Dar doar că aici procentul economiei tenebre este în creștere, din contra. Da, chiar dacă aici există acest chiar plan. Vreau să spun că nu cred eu că, sau nu, și chiar avocații, chiar vreau să expună opinia avocaților parlamentari, că nu credem că cea mai eficientă măsură sau acțiune este sancționarea dură. Pentru că așa s-a procedat, s-au introdus modificări în codul contravențional, pentru care angajatorii care... Da, au fost majorate amenzile. Amenzile. În acest context aș spune că este necesar de a identifica factorii care determină angajatorul să nu declare sau să angajeze și alt factor de ce cetățeanul acceptă munca la negru. Pentru că avem puține locuri de muncă și în condițiile în care el dobândește un loc de muncă, se gândește că, bine, dacă nu accept locul acesta, mâine pot să fiu în stradă și rămân fără același puțin care îl am. Iarăși ar trebui de văzut cadrul investițional, de dezvoltare a mediului de afaceri, pentru inclusiv prin măsuri fiscale pentru ca angajatorul să fie într-un fel încurajat să nu să achite în fondul asigurării sociale și respectiv să lucreze legal. Iar cetățeanul, pe de altă parte, este necesar ca cetățeanul să fie informat cetățenii despre impactul acestei munci nedeclarate, pentru că avem situații, multe ori se adresează cetățenii și ne spun că am muncit atâția ani, dar când am ajuns să-mi formez, perfectez pensia, nu am stagiu, nu am vechime și primesc o alocație socială care este foarte mizeră, de 102 lei. În această situație nu avem decât să le spunem că nu ați contribuit la bugetul asigurărilor, ați acceptat munca la negru și astfel sunteți nevoiți să... Bine, dar iată, ați dat doar un caz de optimizări, ne referim la școală, da, la școli. Mai sunt și diferite cazuri când se reduc cheltuielile, cum ați spus, anume pentru cetățean. Din contră, am observat, pentru diferite ministere cheltuielile se majorează, pentru Parlament
se cumpără mașini de lux. Da. Dar dacă tot se fac aceste economii în urma închiderii școlilor, unde se duc acești bani? De ce astăzi avem pensii mici și nu avem acele pensii promise de mii de lei? Că nu avem, am avut, apropo, apeluri chiar de la pensionari în ultimul timp, că pentru luna iunie au primit pensia fără acel adaos de 60-90 de lei, da, în dependență de pensia pe care o primesc. Promis, au fost pe două luni, pe aprilie și mai, și acum din nou nu mai primesc acest adaos. Deci da, urmau până la șimileană. Și eu întrebarea aceasta, având o dezvoltare... Unde-s banii? Având dezvoltare... trend pozitiv al dezvoltării, având investiții de peste hotare, având credite și granturi pe care le primește țara noastră în continuu, unde totuși ajung acești bani, pentru că nici de cum nu sunt valorificați acolo unde ar fi dorit întreaga societate. Știți, o lună jumătate în urmă, Parlamentul a aprobat un credit de 40 de milioane de dolari și vreau să vă spun în ce scop. Pentru optimizarea școlilor. Deci luăm bani ca să închidem școli. 40 de milioane pentru ca să lichidăm școli. Și asta e credit care trebuie întors. Care, cetățenii care rămân fără școală trebuie să-l închide. Pentru procurare de autobuse, pentru reparații, pentru recensământe școlare, pentru să mai introducă niște unități de personal la minister care se ocupe cu optimizarea școlilor. Nu prea este clar de ce a fost nevoie să luăm bani pentru optimizare dacă se fac deja economii din optimizare. Vedeți cum logica acestor cifre se bate cap în cap. Un alt moment care ziceam eu că este o politică foarte dură socială în privința pensionarilor despre care începusem și în privința beneficiarilor de ajutor social. Uitați-vă că acest ajutor social pe care îl primesc cetățenii cei mai săraci, în fiecare an este prognozat și este raportat că în baza acestui indicator a descrescut sărăcia, nivelul sărăciei la noi, pentru că, uite, mai mulți primesc ajutor social, numai pentru 2013 din raportul Guvernului pentru executarea bugetului asigurărilor sociale sunt următoarele cifre, că au fost prognozate în buget surse financiare pentru 55.000 de familii, au primit însă acest ajutor social 32.000 de familii. Ajutor pentru perioada de iarnă, 110.000 de beneficiari prognozați au primit de fapt în 2359.000. Aceasta nu înseamnă că cetățenii noștri sunt avuți și nu au nevoie de aceste ajutoare. Sunt o mulțime de impedimente și o mulțime de criterii de control și de îngrădiri ca nu toți să poată beneficia de aceste plăți și mai mult decât atât, acum recent Ministerul Protecției Sociale vine în Parlament cu o inițiativă prin care se propune introducerea pentru beneficiari de ajutor social a unei sancțiuni, eu zic sancțiune, muncii neremunerate în folosul comunității. Această muncă, adică, dacă primești ajutor social și nu trebuie pentru ca să primească ajutor social. Trebuie să muncească în folosul comunității neremunerat. Aceasta este, de fapt, o pedeapsă conform codului penal, așa? Da, deci la pentru cei care proiectul, noi am avizat. Dar în Parlament, la comisie, deja a fost. El a venit cu hotărârea guvernului pozitivă. Dar încă nu a fost aprobat în Parlament. Încă nu a fost aprobat, se discută în comisiile parlamentare, nu toți au acceptat acest proiect. Adică dacă familia va dori să beneficieze de acel ajutor social, în afară de criteriile care sunt... De eligibilitate, da, exact, de eligibilitate, sărăcie, dacă are în casă ce trebuie acolo, exact, lista exact. De bunuri. Bunuri, așa, mai trebuie să mai muncească în folosul comunității. Gratuit în folosul... Câte zile, câte ore... Încă nu este stabilit, era lăsat la latitudinea autorității publice locale. Puteți să vă imaginați ce înseamnă asta. Mm-hmm. Este o atitudine absolut incorrectă. Este o absolut o atitudine incorrectă față de acești cetățeni, pentru că, de fapt, statul îi pedepsește. Tu nu muncești, nu ești încadrat în muncă, statul nu-și vede grija sa sau responsabilitatea să creeze un loc de muncă acestui cetățean. El nu are unde munci, de ce stă la birja muncii și este șomer? Și eu te pedepsesc, îți dau ajutorul social de 800, 1000, cât se cuvine familiei. Dar dumneata, pentru asta vei munci neremunerat în folosul comunității. La măturat curțile sau la strâns gunoaiele din stradă sau poate în grădina primarului, zic și eu așa, pentru că nu se știe ce fel de munci va presta el în sat în folosul comunității.
De ce avocat parlamentar deci nu a susținut? Noi nu am susținut acest proiect, venise și la noi, la avizare, la instituția noastră. Noi am considerat că aceasta ar putea fi calificată ca o muncă forțată, sclavie, exact. S-ar putea de exploatare. Apreciat și am fost împotriva acestei modificări, acestei propuneri. Mai mult ca atât, aș vrea să concretizez la capitolul ajutorul social. Într-adevăr, sunt foarte multe probleme și pe lângă faptul statisticile care le-ați spus dumneavoastră, aș menționa și eu ceva. Anul trecut am efectuat o evaluare în ceea ce privește eficiența legii cu privire la ajutorul social pentru familiile vulnerabile. Și am descoperit, de fapt, niște situații foarte, foarte așa banale, după părerea noastră, că avem beneficiari, familii beneficiare de ajutor social, dar care se conțin în acele statistici de un leu. Deci familia beneficiază de un leu. Deci el între noi este 32.000 de familii. Quantumul ajutorului social care până revine familiei este și de un leu. Avem asemenea situație. Adică se primește ajutor social în mărime de un leu? Da, pe lunar. Există așa ceva? Există. Și vine statul și, și raportează, vine guvernul și raportează că noi am dat la un număr de cetățeni. Deci, ajutor social egal cu un leu? Da, aceasta este o informație care este, avem și, nu vreau să spun că este inventată, avem și statistici, care avem și un tabel care am fost acumulată de la direcție de asistență socială. Domnul Arușu, ce fel de ajutor social de un leu? Ne întrebăm și noi în ce măsură bunăstarea familiei, pentru că ajutorul social este anume într-o asigurare a bunăstării familiei care se află într-o situație de risc. Deci pentru un moment. Deci este temporar. Temporar pentru ca familia să iasă din această situație de risc. Vreau să zic că nu am apreciat și am salutat și unele modificări foarte bune în domeniu. Cum foarte bune? N-aș spune că foarte bune, dacă era foarte bune, situația era alta astăzi. Da. Dar unele încercări de a modifica acest lege cu privire la ajutorul social, însă și prin faptul că au mai fost scoase din lista abundurilor care stau la baza calculării punctuale, da, ca criteriu, dar încă au rămas foarte multe bunuri care sunt de primă necesitate. La ziua de astăzi, nu știu cum să ne închipuim noi o familie fără televizor, fără frigider, dar dacă nu are nimic în frigiderul acela, nu știu în ce măsură familia este apreciată ca... Adică aceste bunuri trebuie scoase. Ei au fost scos televizorul alb-negru și a rămas televizorul și bicicleta, da, a fost rămas televizorul color, încă a rămas în listă. Au fost introduse, deci, pentru că aici erau și anumite situații. Atunci când am mers în teritoriu, am organizat niște mese rotunde și cu asistenții sociali, care sunt acele persoane care colectează sau efectuează anchetele sociale și ei colectează datele de la familii și ne-au spus că nu știm cum se întâmplă, că de fapt este automatizată, baza automatizată. Datele se introduc în calculator și el alege și selectează. Și de ce se primește că diferența aceasta de rămâne se întâmplă de un leu, doi lei. Deci pentru că dacă poate ar calcula cu mâna, poate s-ar gândi. Nu este asta problemele. Aceste tehnice pot fi soluționate dacă ar fi dorință. Dacă s-ar analiza și s-ar veni cu propuneri, pentru că legea din 2000, la finele 2008 a fost ca un experiment, în 2009 a început implementarea ei pe întreaga Republică și de atunci era cazul ca toate aceste momente tehnice să fie înlăturate, ca legea într-adevăr să poată fi aplicată. Deci, nu există probleme în această privință, dar
nu se dorește. Se dorește numai să mimeze o activitate. Din ce cauză? Ca mai puțin cetățeni să primească acest ajutor social? Mai puțin bani să meargă în acest sistem, pentru că astea sunt sume enorme. Eu știu mai puțină bătaie de cap pentru unii angajați care trebuie să aici se cred ocupe. Că este cazul și de văzut și de impus și pe cetățean, pentru că nu trebuie să cetățeanul să aștepte să-i aducă statul, dar el să nu contribuie cu nimic, pentru că în situațiile în care el este bine apt de muncă, alta este situația când merge la oficii forțe de muncă și lui nu îi se oferă, dar am avut chiar la Cahul o petiție când familia beneficiază de ajutor social și foarte bine, ok, în jur de 1000 de lei, pentru că erau mulți sau alte situații, dar banii nu se duc la destinație. Deci, iarăși, părinții foloseau acești bani pentru alcool, pentru distracție. Dar cine asta trebuie să vegheze? Asta e absolut altă problemă. Cine trebuie cum să vegheze? Cheltui banii și autoritatea familia, publică cam... locală? Da. Deci, da. Autoritatea sunt publică locală încearcă să... Deci, în cazul acela primarul a încercat să distribuie, să procure alimente pentru ca să le dea copiilor, dar până la urmă el nu era în drept să repartizeze acest lucru. Să facă acest lucru. Deci bun, iarăși este o greșeală, iarăși trebuie de văzut aici. Da, sunt mai multe probleme, noi ne axăm pe niște probleme tehnice. De fapt, noi atunci am propus ca să fie păstrat sistemul de compensație nominative care venea într-o susținere a cetățenilor și în 2009 350.000 de beneficiari al acestei plăți compensație nominative existau în Republică, 350.000 și aceste plăți veneau nemijlocit la prestatorul de servicii de agent termic, de energie electrică, deci nu se ducea prin intermediul familiei, dar se cheltuia anume, se țintea. Și mai ales sectorul rural, cetățenii primeau un ajutor pentru lemne și cărbune și iarăși banii erau direcționați spre anumite cheltuieli pentru a-i ajuta să depășească creșterea prețurilor și așa mai departe. Era o compensație care avea o practică de implementare de după 2000 și respectiv nu era normal ca ea să fie lichidată peste noapte, având o ineficiență dorită, scontată a ajutorului social. Paralel aceste sisteme ar fi putut fi implementate până când se obținea o eficiență sau se înlăturau aceste impedimente pentru ca cetățenii să poată beneficia. Atunci când se vorbește că și oamenii trebuie să muncească și trebuie să facă eforturi, noi totdeauna trebuie să nu dăm vina pe cetățeni, dar să căutăm ca să-l determinăm, ca el să poată munci. Pentru că un ajutor social nu poate primi un om apt de muncă dacă el nu stă la oficii forțelor de muncă la evidență. Deci el este șomer, are un statut de șomer. El nu are un loc de muncă. Și dacă refuză, nu mai plătește nimeni ajutor social, înțelegeți? Omul adică este pus în situație. Adică dacă se propune un loc de muncă și îl refuză, nu mai este mai beneficiar de ajutor social. Aici este o reglare în acest sistem. Problema cu aceste economii pe care le face statul, vreau să avansăm cu această temă și în alte domenii, vreau să zic că în segmentul social este... Să mai fac economii, nu numai pe seama celor pensionarilor, a copiilor, dar avem și în sectorul public, unde se fac foarte mari economii. Nu de mult solicitasem informații de la Ministerul Culturii pentru să aflăm ce se întâmplă cu bibliotecile publice, cu casele de cultură, cu sportul în Republica Moldova. Până la urmă, acestea sunt elemente a unei vieți așa... Da, doamna Balmoș, dacă îmi permiteți, neapărat revenim la subiect. Eu mai aveam încă o clarificare, da, cu ajutorul social. Recent s-a instituit o inspecție a muncii, o inspecție socială. Da, și citeam la finele anului trecut rapoartele acestei inspecții sociale. Am văzut că în multe localități există sute de familii care au fost impuse să întoarcă banii înapoi și vă spun sincer, în raionul Cimișlia, citeam că au găsit la aceste familii, deci că au găini, nu știu ce animală, haideți să fim serioși, găinile în 2011, care le aveau în 2012, sunt sigur că nu le aveau atunci. Este ridicol. Vi se pare corect ca să impună acești oameni să întoarcă bani și chiar să ajungă și în judecat ca să întoarcă banii înapoi? Cum e posibil așa ceva?
Atunci când se fac fraude și atunci când în aceste fraude sunt implicați, numai decât sunt implicați și angajații, adică ori asistentul social, ori cineva din primărie, pentru că numai cetățeanul, dacă tăinuiește sau ascunde, legea prevede ca asistentul social să verifice informația pe care el o prezintă în acea anchetă. Chiar dacă ancheta sau cererea pe care o perfectează beneficiarul este pe răspunderea lui, dacă tăinuiește sau spune niște adevăruri, dar există și comisii în fiecare primărie care au rolul de a inspecta și de a vedea ce se întâmplă în această familie. Mai ales că în sat totul este la văz. Asta absolut. Oamenii toți se cunosc unul pe altul și nu putea să apară o familie din astea înstărite și să nu cunoască primarul, asistentul social sau angajații primării, că uite, nu este locul familiei respective în lista beneficiarilor. Atunci cum să-l pui pe sărmanul om să întoarcă miile de lei înapoi? Ați avut plângere? Numai prin lista ți-a de judecat. Nu știu, ultima n-am avut, am auzit și eu de informația aceasta, dar că... Există rapoartele inspecției sociale. Numai prin... Da, știu că este. Ei nu pot să întoarcă acești bani decât prin instanța de judecat, prin hotărâri. Pot să înțeleg asta că a fost 2010 campania electorală, li s-au dat atunci ajutoare sociale și acum li se iau înapoi, că altfel chiar nu mi-e clar. Nu știu dacă a fost în contextul campaniei electorale, dar doar că vreau să spun că aici este și responsabilitatea, cum a spus și doamna Balmuș, a asistentului social, pentru că el era obligat să meargă să verifice și atunci poartă responsabilitate și asistentul social că nu s-a verificat și nu știu dacă este cazul să vedem pentru 2010. Deci, da, banii pot fi întorși numai prin, cu o hotărâre a instanței de judecată, așa pur și simplu aleatoric a spus inspecția socială să întoarcă banii, nimeni nu-i va întoarce, dar lucrurile trebuie demonstrate că a fost o fraudă și cine se poartă vina și cine este vinovat. Cel puțin pentru viitor vor fi mai puține excese, că vor fi responsabilizați și asistenții sociali. Cel mai rău este că suferă iarăși cetățenii și nu cei factorii decizionali. Acești bani. Și ca să revenim la dumneavoastră, spuneați că, de fapt, economie se fac și pe sectorul public. Ce, aveați, ce ați vrut să spuneți? Pe cultură am vrut să zic, în toate domeniile, ceea ce numim noi segmentul social. Știți, citeam despre informația ce se întâmplă cu bibliotecile, cu casele de cultură din Republica Moldova și este o iarăși o catastrofă, cuvântul ăsta prea des să-l spun astăzi, dar așa e. Dacă noi, astăzi bibliotecile care sunt în Republica Moldova, există un normativ de procurare de carte, de achiziție de carte, care este acceptat sau adoptat de către guvern 7 lei per capita, adică pentru o persoană pe an să se procure carte, să se achiziționeze pentru bibliotecile publice. Pentru acest an în buget sunt prevăzute 360.000, ceea ce este, de fapt, un leu per capita în Republică pentru procurare de carte în bibliotecile publice. Cu astfel de tempouri, nu știu când o să mai procurăm noi și cărți. Tot vă aud cu un leu ajutor social, un leu pentru procurarea cărții. Poate nu știm noi valoarea leului. Poate nu știm. Știți, ei spun că noi avem, cei de la Ministerul Culturii, 1374 de biblioteci, din ele 88% sunt în mediul rural și vreau să vă spun că se încălzesc doar jumătate. 770 de biblioteci se încălzesc, restul nu se încălzesc. Jumătate. Puteți să vă imaginați că mai lucrează această bibliotecă în perioada rece a anului dacă ea nu se încălzește. Din ele doar 21% au calculatoare. Și din aceste 21%, numai 13% sunt conectate la internet. Ce fel de bibliotecă publică? Ce mai caută copilul? Sau cetățean într-o astfel de bibliotecă, unde cărțile sunt învechite, unde nu se procură, nu se face achiziție de carte, pentru că indicele mediu de înnoire a colecțiilor este de 53 de ani. Adică o carte de 53 de ani care este acolo, încă ea este actuală și este nouă în biblioteca respectivă. Și tot așa e și la capitolul Casă de Cultură. Sunt aceste case de cultură foarte mari, iarăși în jur de vreo 1300 în Republica noastră, care majoritatea din ele, 80%, nu au nici măcar telefon. Nici telefonie, nici încălzire, nici energie electrică. Nu sunt conectate, sunt în clădiri care necesită reparații capitale. Și nimic nu se alocă în acest domeniu. În acest domeniu nu este interesant parteneriatul public-privat, așa cum el este foarte interesant în medicină.
atunci când se dau... De urgență, acolo este la modă acest parteneriat public-privat, când în aceeași instituție medicală sunt și cabinete private ale acelorași medici. Da, dar în vorbe, doamna Balmoș, vedem parcă că ar exista un interes al guvernării de a dezvolta satele. În fapt, vedem că este invers. Eu nu văd acest interes. Tot în această informație, Ministerul Educației a axat sau a punctat problemele care le au ei în instituțiile preșcolare. Pe o pagină sunt probleme pe care Ministerul Educației le-a sesizat la acest capitol, începând cu baza tehnico-materială și terminând cu nivelul de pregătire a cadrelor didactice din grădinițele de copii. Dar nici un moment din acesta nu s-a regăsit în programul de activitate a guvernului, măcar cel care acum a fost înscăunat. Dacă dumneavoastră ați scos în bileagă atâtea probleme cu salarizarea cadrelor didactice, cu salarizarea bibliotecarilor, a cărui salariu cel mai mare e 1300 de lei, de la 900 un bibliotecar începător la 1300 cel cu vechime muncă. Cheltuielile acum, chiar recent a fost o informație de la Biroul Național de Statistică, cheltuielile în primul trimestru au fost de peste 1600 de lei pentru o persoană. Pentru o persoană. Adică pentru a exista, pentru a supraviețui, un cetățean ar avea nevoie de o așa sumă. Atunci noi spunem că, într-adevăr, statul face multe declarații și mă gândesc că eforturile pe care le face statul nu sunt direcționate în domeniul social, nu sunt direcționate pentru cetățeni și, în genere, nu știu dacă statul are drept prioritate dezvoltarea satului moldovenesc și dezvoltarea Republicii Moldova. Doamna Rusu, nu vi se pare din cele auzite că, în general, în aceste condiții se încalcă, de fapt, dreptul cetățeanului chiar și la viață? Ieri am fost la o întâlnire cu filozoful rus venit în Republica Moldova, Alexandr Dugin, și chiar acolo a fost enunțată o idee. Știți, m-a pus puțin în gardă această idee. Zice, au existat deportările în 41, în 49, dar acum tot există deportări. Aceste deportări, de fapt, sunt în mânuși de mătase, pentru că mulți cetățeni din Republica Moldova urcă astăzi, nu forțați în tren, dar urcă și pleacă peste hotare și noi rămânem cu foarte puțini cetățeni apți de muncă în țara noastră. Da. Și condițiile sunt, iată, tocmai din cauza care, ca unele din cauzele enunțate adineauri. Deci, evident că persoanele care pleacă peste hotare nu pleacă de ce că aici le sunt asigurate condiții suficient de bune pentru ca să stea, merg pentru ca să-și întrețină cumva, să-și asigure familia. Și ceea ce spunem noi, dacă ne uităm și în Biroul Național de Statistică, chiar da, conform datelor biroului, deci veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. Dar de unde sunt aceste cheltuieli? Evident că asta revine din remitențe. Și în condițiile în care... Dar acei care nu au rude peste hotare și nu au de unde primi bani, ajutor social, ce fac ei? Dar nu au nici ajutor social ca au televizor în imagini color acasă. Asta este și situația, că multe familii sau se întrețin pe baza remitențelor, acele care au rude peste hotare, dar la noi multe familii au rude. Dar suntem și în situația în care ne gândim că deja se începe reîntregirea familiilor și cel mai grav este... Este hotare, nu aici. Asta este și asta și vroiam să zic. Cel mai grav este că reîntregirea familiilor în condițiile în care nu vor fi asigurate aici condiții suficiente pentru sau create condiții de muncă, locuri de muncă, reîntregirea va avea loc peste hotare. Și atunci, conform datelor care le avem, îmbătrânirea populației va avansa și mai mult. Și atunci când, nu știu cine va ajunge peste câțiva ani să muncească, să mai contribuie la aceeași pensie. Și nu știu cum atunci se va primi cu ridicarea acelor prestații sociale care se prevede după legea. Avem un lucru foarte bun apreciat de avocații parlamentari, aprobarea legii cu privire la minimul de existență. Dar și aici avem rezerve vis-a-vis de eficiența acestei legi.
deoarece se pare că, de fapt, și la stadia când acest era la stadia de proiect de lege, în avocații parlamentari s-au expus asupra acestui proiect de lege și au menționat că ar fi necesar de stabilit un mecanism de implementare acestei legi sau de stabilit anumite etape pentru ca prestațiile sociale să ajungă, să zicem, să stabilească anumite perioade de timp în, până în 2015-20, să zicem, să fie ajustate prestațiile sociale la acest minim de existență. Iar acum avem în legea aceasta, așa și-a rămas sintagma, că în limita posibilităților financiare. Și această, da, și această sintagmă, deci noi am fost împotriva acestei, nu că împotriva, dar nu am susținut, am cel puțin avocații parlamentari și-au expus opinia, că în condițiile în care această sintagmă va exista în lege, atunci statul se pare că undeva își face niște, se ascunde sub această sintagmă că în condițiile în care prestațiile sociale nu sunt la acest minim de existență. Da, de fapt, această lege, în continuare a gândului expus, a fost una declarativă pentru că nicăieri nu există o legătură între toate prestațiile care se fac, salarii, pensii, alocații și acest minim de existență. Pur și simplu o lege care a declarat că există minim de existență pe care trebuie să-l calculeze Ministerul Economiei, Biroul Național de Statistică și atât. Și el se calculează. Dar celelalte legi sau celelalte plăți care se fac în țară să fie racordate la acest minim? Nu. Noi spunem că, uite, asta este, dar știți, cu plecarea peste hotare, 40% din populația activă de la sate a plecat peste hotare. 40%, asta spune Biroul Național de Statistică, din populația activă. Numai conform datelor oficiale, cei care au plecat peste hotare, aveam, indiferent de durată, de la 1 până la 3 există statistici, de 3 și mai mulți ani, care nu se știe dacă mai revin, până la un an. Deci 769.000 de persoane în 2012, în creștere cu 55.000 în timp de un an, față de anul precedent. Adică 55.000 într-un an mai mult decât au plecat în anul precedent. Deci tendința aceasta nu este în descreștere și este un pericol extraordinar pentru Republica Moldova, dar o singură cale de existență a cetățenilor noștri, pentru că ei s-au decepționat totalmente în posibilitățile statului de a le soluționa Bine, doamna problemele. Deputat, dacă procentul de îmbătrânire a populației Republica Moldova, vedem că este în creștere, a ajuns la 14%, conform ultimilor date, deși maxim era 12%. Da. Vedem că pleacă din țară materia cenușie. Pleacă din țară persoanele apte de muncă. Și de vârstă fertilă. Da. Pleacă familii întregi, da, tinere. Atunci, cine se mai integrează în Europa peste câțiva ani? Ce mai rămâne din Republica Moldova în acest caz? Anul acesta vor pleca deși și... Deși unora da, le se pare că asta sunt discuții poate inutile. Sterile, și, da? Da, dar este o temă destul de serioasă. Este ce serioasă, se va întâmpla este peste 50 de ani? Se vede că nici de cum nu se gândește, nu se gândesc cei de la guvernare la acest capitol, pentru că și tinerii care anul acesta au picat la bacalaureat, nu ne rămâne decât să-i găsim peste câteva luni printre cei care vor pleca peste hotare într-un loc de muncă, pentru că el un an de zile trebuie să aștepte până la anul, da, va mai avea o posibilitate să susțină acest examen. Noi i-am îngrădit într-un fel dreptul de a ca acest an să-și mai găsească un loc în Republica Moldova. Și ce rămâne acestui tânăr decât să plece? Iar familiile care pleacă tot mai mult au tendință să-și ia și copiii, să vândă imobile care le au aici la țară. Dacă ați observat, o mulțime de case cu ferestrele sparte, închise, gardurile dărâmate, care de mult nu mai sunt populate în satele străzile noastre. Satelor deja sunt pustii. Sunt pustii. Nici animale nu mai trec pe străzile satului. Nu mai vezi nici urme, nici de animale, nici de mașini. Și chiar nu există soluție. Ce trebuie să facem ca să stopăm acest fenomen? Deci ar trebui, cred că, niște măsuri la nivel... Da, măsurile sunt cunoscute. Sunt arhicunoscute pentru toată Uniunea Europeană se întâlnește cu factorul îmbătrânirii populației. Și nu este atât de înspăimântătoare problema îmbătrânirii populației, cât problema e că statul nu promovează niciun fel de politici pentru a-și proteja cetățenii, fie ei tineri sau bătrâni. Noi trebuie să-i protejăm și să
le dăm posibilitate ca ei să aibă un trai decent, să muncească, să trăiască aici în statul nostru, nu să fugă. Pentru că dacă rămâne în stat, noi am avea probleme mult bine, mai dar mici. Dar iată, chiar săptămâna trecută, noul guvern a promis crearea 500 de locuri de muncă doar în sectorul agrar, alte 2000 de locuri de muncă în alte sectoare, la drumuri, dacă nu greșesc. Și atunci? Credeți? Rămâne să vedem, chiar dacă ei le-ar deschide aceste locuri de muncă, rămâne să vedem dacă va dori cineva să muncească acolo. Să vină și să muncească. Uitați-vă, și aceasta este problema. Și la ziua de azi sunt locuri vacante, dar doar că nu sunt atractive, pentru că nimeni nu vrea să angajeze la un loc de muncă de 1000 de lei, chiar același 2000 de lei, pentru că și cel mai răspândit șomajul este printre tineri. Dar iarăși, dacă pornim la cei că tineretul este la stadia când are nevoie de mai mult necesități ca să-și creeze o familie, să-și asigure familia, copilul, să-și-l crească, un spațiu locativ, pentru că știm care este situația cu spațiul locativ la ziua de astăzi, nu cred că el va fi atractiv pentru el un salariu de acesta de 2000 de lei, să zicem maxim 2000-3000, și de aceea rămâne iarăși. Avem unele, adică s-a încercat unele programe de atragere a remitenților. Vorbim despre programul acesta, pare 1 plus 1. Atragere remitenților. Zicem că este un pas bun, am apreciat, doar că ar trebui mai mult efort de pus pentru ca mai multe programe de asemenea, de acestea să fie promovate. Eu aș aduce un exemplu. În legislația Republicii Moldova există o prevedere pentru o susținere a tinerilor specialiști care merg în mediul rural prin închirierea spațiului locativ sau procurarea de spațiu locativ pentru acești tineri specialiști care pleacă în învățământ, în medicină, în asistență socială, în cultură, la sat. În acest domeniu, dacă el vine în sat, pe lângă sumele respective de bani care le primesc tinerii pedagogi, să mai aibă și dreptul la această locuință plătită din contul bugetului, procurată în sat, mai ales când sat prețurile sunt la un nivel, așa să zic eu, simbolic, la case pentru buget. Dar, 2 ani la rând, atunci când se raporta executarea bugetului în Parlament, această sumă era nevalorificată. 10 milioane, în jur de 10 milioane se programa în buget. Nu era atât de mult, dar suma rămânea absolut nevalorificată. Și la întrebare, de ce aceste sume n-au fost valorificate? Ei ne-au spus că atunci când a fost lichidat Ministerul Autorităților Publice Locale, această funcție nu a fost preluată de un oarecare alt minister și în cadrul unui oarecare minister nu s-a format o direcție care să se ocupe cu astfel de probleme. Dar banii sunt prevăzuți. Erau prevăzuți și ei nu erau valorificați și redirecționați în alte găuri, știți? Dar uitați-vă cum au motivat ei. Da, dar asta este, de fapt, vedem cât de mult au dorit ei ca să ajute acești tineri să meargă la sate și să îi încurajeze. Și dacă îi procuri o casă acolo în sat, îl lege într-un fel de satul ăsta. El își face aici o familie, el vrea aici să muncească. Dar era și 30.000 de lei. 30.000 pentru tineri specialiști se acordă. Dar și ce am observat? Acei care o ridică, pentru că în 3 ani ei iau această sumă, după 3 ani, la al 4-lea an, el pleacă din sat. Din 400, din 300 de tineri specialiști care au plecat, 100 au părăsit satul după ce și-a ridicat această indemnizație. Adică undeva a treia parte motivul din specialiști pleacă. Motivul cred că este clar. Salariul el și faptul că nu există infrastructură. Unui tânăr nu-i trebuie numai salariu. El are nevoie de alte condiții. El vrea să trăiască, nu să existe numai. Nu numai să existe. Și noi spunem de salarii, că locuri de muncă. Și chiar cineva din deputați mai spunea din diferite fracțiuni că, uite, la țară atât e de greu să găsești un om să-ți muncească, îi dau atâta și el nu vine și 100 și 150 de lei pe zi și nimeni nu poți găsi ca să vină, să prășească, să muncească. Zic, dumneavoastră, vă bateți joc de el. Deci credeți că el ar trebui să accepte această muncă? Că dumneavoastră îi dați azi o mană, o săptămână, îi dați câte 100 de lei și îl puneți la muncit cu sapa pe deal. Încearcă dumneata să muncești o săptămână. Și să vezi ce înseamnă pentru tine să muncești pentru 1000 de lei sau să nu muncești. Iată că ați ajuns la discuția cu sapa pe deal. Totuși vreau să vedem și în sectorul agrar ce se întâmplă cu cetățenii. Acești oameni
sunt la fel, au și ei obligații față de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor obligatorii în medicină, da. Exact. Dar de multe ori agricultura depinde de condițiile meteo. Iată, avem chiar recentul caz în Căușeni, acolo am înțeles că aproape 90% da, au fost distruse multe terenuri agricole cu culturi agricole, cetățenii au rămas practic fără roadă în acest an. Dar ei oricum sunt obligați să plătească la stat. Iată, politicile sociale în domeniul sectorului agrar, cum vi se par? Politicile în domeniul sectorului agrar îmi par inexistente. În genere, nu există nicio politică în domeniul agrar astăzi la noi în țară. Nu există. Adică teoria... suntem bătuți de natură? Așa cum se întâmplă de la sine. Cum se dezvoltă de... țara ca în feudalism, ca în epoca de piatră. Ce se întâmplă, se întâmplă. Și ne rugăm Domnului să ne dea ploaie, ori ne rugăm Domnului să nu ne dea ploaie. Și atât la noi în țară se întâmplă astăzi în domeniul agrar. Teoria pe care o face Ministerul Agriculturii rămâne la nivel de teorie. Restul, oamenii încearcă singuri să-și caute ieșire și soluții la problemele lor. Și de fiecare an investesc în bucata de pământ cât pot investesc și în fiecare an îi rămân în pierdere pentru că se întâmplă. Dacă nu-i secetă, îi ploaie, dacă nu-i ploaie, grindiră. Și vreau să vă zic că problema asigurării terenurilor, problema subvenționării agriculturii, sunt niște probleme mai mult declarative. Pentru că am întâlnit cetățeni chiar din raioanele care ați numit dumneavoastră, Ștefan Vodă, care ne-au spus, terenurile noastre nici nu sunt asigurate, pentru că asiguratorul nu vrea. El știe că este în lunca asta periculoasă, unde este totdeauna pericol de inundații și ei nu vor să ia de la noi asigurări. Nici nu vor să ne asigure terenurile respective. Adică riscul tău, vrei, prelucrează, da. Nu vrei, nu lucra. Și el plânge acolo, ori cu roadă, ori fără roadă. Și plânge asupra terenului celălalt, pentru că asta e cota lui. Și atât are cota, acolo unde veșnic a inundat. Sau agricultorii din zona de centru, unde nu există o consolidare masivă, unde terenurile sunt ciopărțite. El nu are acces la subvenții, el nu poate singur să-și întrețină sau să-și prelucreze terenul. L-a lăsat de izbeliște și terenul este părloagă și e de acolo părloagă. Acolo unde se consolidează și unde există agenții economici, mai există programe de subvenționare, dar și accesul la aceste subvenții a devenit unul politizat și extrem de birocratizat. Pentru că s-au pus atâtea îngrădiri și impedimente încât trebuie astăzi agenții economici abia da, asta chiar resurs. Agricultorii au ieșit și au vorbit în mai multe conferințe de presă, au povestit de fapt cui se dau aceste subvenții și cum ajung acolo. Cum ajung, da, și de fapt acel care necesită acele subvenții și în special producătorul mic care are nevoie, nu are acces la subvenții. Și acum, în contextul unor semnări, a unor acorduri cu Uniunea Europeană pretinse în materie comercializare, de comerț, vreau să vă zic... Vă referiți la acordul de liber schimb aprofundat și prinzător. Acesta iarăși este destul de problematic și puțin înțeles în primul rând și în al doilea rând cei care înțeleg își dau seama că este un pericol și mai mare pentru producătorul nostru. Ați văzut nu de mult problema cu producătorii de zahăr. Atunci când zahărul ucrainean invadase piața noastră și noi nu am mai avut loc. Aici era 20%. Pentru că noi nu mai aveam loc pe piața noastră moldovenească. În contextul acestui acord, cred că problemele vor fi încă și mai aprofundate și statul nu mai este cointeresat să investească în agricultură. Pentru că el a găsit alte momente. Da, adică în continuare fermierii trebuie să rămână, dar, să se bazeze pe forțele proprii. Dar nu. Noi trebuie să știm, să conștientizăm un lucru. La țară sunt foarte puține brațe de muncă. Tot mai puține persoane active în Republica noastră și anume în domeniul rural. Dacă noi nu vom veni cu tehnică, cu tehnologii ca să prelucrăm terenul și să obținem profit, atunci agricultura noastră nu mai are șanse de a da, vreau exista. Să vorbim, pentru că din politicile sociale fac parte și indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă. Am avut, apropo, la acest subiect mai multe schimbări. Ba așa, ba așa, a fost nevoie chiar să ajungem și la Curtea Constituțională. Da. 5 zile din contul angajatorului și a 6 din contul bugetului. Da, pentru că chipurile să nu fie fraude. S-a justificat această schimbare? Vreau să zic că economia este mare, în buget acolo sunt milioane, zeci de milioane la acest capitol, mai puțin au beneficiat de concediu respectiv.
Pe cât de mult s-a combătut fraudele, nu există un raport, o analiză, pentru că, de fapt, aceste 5 zile pe care le plătește angajatorul pentru un concediu de boală nu este altceva decât un impozit camuflat pentru angajator. Pentru că el, pe lângă impozitul pe care îl achită în fondul social pentru fiecare angajat, mai plătește încă și 5 zile pentru respectivul concediu de boală. Aici apare dezinteresul angajatorului de a angaja persoane de tipul mame tinere, mame care au copii mici, sau persoane un pic mai în vârstă care mai des sunt bolnavi, sau persoane cu grave dizabilitate. Dar ce interes? Că el mai des are nevoie de un concediu de boală și n-am nevoie de el să-i angajez la muncă, așa? În primul rând. În a doilea rând îi pune condiții. Niciun fel de foaie de boală, niciun fel de concediu de boală. Muncești 24/24, sectorul privat. Descurajează și mai mult. Exact. Și lucrul la negru îl promovează prin așa metode, pentru că angajatorul, dacă el ar fi obținut din alte parte niște îndesniri, atunci ar fi o balanță pe care el ar accepta-o, că și angajatorul ar vrea să aibă persoane calificate, tinere să muncească. Dar el primește tot mai multe poveri fiscale și nimic în lesniri ca să poată activa, să poată sufla, să aibă interes să dezvolte. Da, știu că avocatul parlamentar chiar a mers la Curtea Constituțională, dar prima zi acolo a fost. Deci atunci când s-a făcut sesizarea la Curtea Constituțională s-a menționat prima zi, deci care s-a achitat din contul salariatului și deci s-a mers și pe segmentul a doua și a treia zi era la etapa inițială. După aceea s-a modificat și s-a mai introdus până la 5 zile. Deci, cât privește prima zi din contul salariatului, Curtea Constituțională a susținut și a considerat neconstituțional, dar partea ce ține din contul angajatorului nu a fost susținută. Aici, deci, am fost susținut și de Confederația Sindicatelor din Moldova, care a mers de asemenea aderând cu avocatul parlamentar. Cât privește partea patronatelor, nu știu care a fost ideea. Eu am fost categoric împotrivă, noi am avut atunci multe discuții. Eu să înțeleg că la a șasea zi abia începe statul din bugetul asigurărilor sociale. Și acum vreau să vă întreb, dar nu există un fel de înțelegere tacită așa cu Ministerul Sănătății ca medicii să dea, de exemplu, această scutire medicală de la serviciu pe o perioadă de 5 zile, tocmai că trebuie să plătească angajatorul și mai departe îți închide această... După datele pe care le prezintă ei, media acestui concediu de boală este până la 14 zile, să zic eu, asta este media, ar fi pentru Republica Moldova, dar tendința este în descreștere, mai puțin cetățenii. Pentru că nu știu dacă sunt deja calcule, cam cât s-a achitat din bugetul asigurărilor sociale de state, atât pentru aceste indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, conform modificărilor operate. Nu știu dacă în grădiri sau să luptăm cu aceste fraude, cu aceste scheme de corupție, pentru că de fapt este o corupție în medicină, cel care este cointeresat se duce și procură această foaie de boală pentru că el are nevoie, nu știu de ce. Logica a fost aceasta atunci când s-au produs toate în grădiri. Da, ca să evite fraudele. Să evite aceste fraude. Dar totodată nu au fost declarate, nu s-a spus despre aceste fraude, nu s-au adus cazuri, exemple, nu s-a pedepsit niciun medic, nu s-au pedepsit persoanele care au beneficiat. Știa precis, au fost multe cazuri când cetățeanul era plecat peste hotare, dar avea concediu de boală pentru zile astea, când el se ducea să-și facă naveta acolo, nu știu unde. Nu s-a mers până la urmă, pentru că ăsta este un alt flagel deja. Corupția, care a pătruns în toate aceste... Zilele acestea este foarte actuală problema transnistreană. Din păcate, trebuie să se întâmple ceva ca guvernanții să înceapă să discute, să spună cât de îngrijorați sunt de situația care se creează. Totuși, vreau să vă întreb, din punct de vedere social, existau, au fost lansate acele măsuri de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului și era și latura socială. Da. Era chiar o comisie care se ocupa de latura socială. Vreau să vă întreb, cât de atractivi suntem noi, deci guvernul, cât de atractiv este pentru cetățeanul din stânga Nistrului, chiar din satele subordonate Chișinăului, dar și de ce nu și din cele care sunt subordonate Tiraspolului, ca să-i facă, să-i atragă de partea noastră și să dorească și ei această reintegrare. Eu nu știu dacă guvernul dorește în genere ca să fie atractiv pentru acești cetățeni și dacă îi mai vede în continuare ca cetățeni ai Republicii Moldova. Dacă vorbim din punct de vedere al politicilor sociale, cum îi susținem pe acești oameni? Existau la etapa cuvenită, existau
anumite acte normative, existau anumite comisii care lucrau în acest segment la nivel mai înalt, la nivel mai jos. Toți cetățenii din Transnistria aveau acces liber la instituțiile medicale, fără poliță, gratuit. Copiii din Transnistria aveau acces la instituțiile de învățământ, chiar și prioritate la încadrare în instituțiile superioare de învățământ, atunci când ei veneau și vroiau să învețe în Chișinău. Deci lucrurile erau o deschidere totală pentru astfel de categorii de cetățeni. Existau investiții și în materie de protecție socială, existau și scutiri de anumite impozite pentru respectivii, chiar și trecerile aceste de pe un mal pe altul al Nistrului nu erau îngrădite prin anumite proceduri pentru cetățeni, prin anumite proceduri vamale anume pentru cetățeni, ci anume aceste proceduri erau pentru mărfuri și nu pentru călători. Acum se introduc posturi vamale, acum deci se fac declarații... Deci politicile sociale promovate nu atrag, nu fac ca să se întărească acea încredere între cele două maluri ale Nistrului, asta cel înțeleg. Cel puțin noi nu vedem absolut promovare de interes pentru acești pentru că cetățeni. Mai avem puțin timp până la finalul emisiunii. Tot astăzi Curtea de Conturi a prezentat un audit cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul trecut și m-a impresionat o cifră acolo, când anul trecut s-a constatat că aproape 10 milioane de lei sub formă de pensii au fost achitate nejustificat. Cam cum este posibil 10 milioane de lei să fie achitate nejustificat? Asta nu e un leu, nu sunt doi, nu sunt trei. Aici este locul pentru fraude și din este locul pentru bani? Intervenția instituțiilor de drept, procuraturii și așa mai departe. Și cazul a fost unul, chiar unul a fost prezentat lumii întregi când un angajat din Curtea de Conturi și-a stabilit o pensie care este considerată nesimțită sau o pensie care nu o merita. Dar apropo, mai este un caz, un caz, doamna Balmoș, pentru că sunteți, totuși cunoașteți acest domeniu foarte bine. La începutul anului se discuta președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Curochi, a avut stabilită pensia încă prin anul 2006 sau 2007, nu mi-amintesc acum anul sigur, și acum de când a devenit președinte și are un salariu mai mare, deci a cerut de la Casa Națională de Asigurări Sociale să îi se recalculeze această pensie. A fost recalculată pensia chiar prin instanța de judecată, în majorare. Vreau să vă întreb dacă orice cetățean al Republicii Moldova are dreptul, iată, pentru că astăzi mulți pensionari muncesc. Și dacă au un salariu mai mare acum, de ce să nu meargă și ei să solicite în instanță majorarea pensiei? Există două momente. Dacă el continuă să muncească, dar și-a stabilit dreptul de pensie, regula generală spune că nu mai are dreptul să-și recalculeze pensia. Chiar dacă a mai muncit 5-7 ani și a avut fără un salariu... Fără excepții, președintele da. CSM, zice, fără excepții țării, la capitolul de profesie, meserie, specialitate, fără astfel de excepții. Excepții sunt câteva momente. Dacă au apărut niște dovezi că dumneata, în perioada prestabilită, ai mai muncit undeva și atunci când s-ai stabilit pensia, nu aveai dovezile, certificatele. Uh-huh. Ai muncit în Caucază, în Rusia, n-ai avut certificate și respectiv s-au stabilit o pensie fără acești ani. Până la anul ieșirii la pensie. Până la anul ieșirii la pensie. Înțelegeți? Și mai există un moment când se poate recalcula pensia, noi am mai încercat să luptăm cu acest moment, atunci când ai trecut dintr-o categorie de pensionari în alta, ai primit pensionar ca funcționar public și vrei să treci la pensionar pentru limită de vârstă. Pentru că ca funcționar public ai ieșit un pic mai înainte la pensie, s-a stabilit o pensie ca funcționar public și după ce au trecut ani și ai ajuns vârsta de 62 de ani pentru bărbați, vrei să se recalculeze, să nu mai primești ca funcționar public, dar ca pensionar de rând. Dacă undeva au făcut calcule și adică a considerat această excepție nu a fost justificată în cazul... Această excepție există prevăzută de lege. Iar ceea ce a făcut respectivul personaj a făcut printr-o hotărâre de judecată care și-a impus opinia, dorința și a considerat că el are dreptul pentru că au intervenit noi circumstanțe și, da? Cu toate că legea prevede că aceste circumstanțe nu-i dă temei. Asta este general pentru toată lumea.
Și instanța, casa a avut hotărâre judecat, titlul executor, ce rămâne să facă? Da, dar casa și aici, a executat. Noi... Și acum fiecare, dacă are o cale până în instanța de judecată, își decide. Mai ales dacă ești din domeniu. Și dacă ești judecător sau ești mai mare, da, peste judecător. Îmi spun din regie că trebuie să încheiem emisiunea. Foarte pe scurt, opinia dumneavoastră, doamna Rusu, cum putem ieși din sărăcie? Deci, pentru, nu știu cum putem ieși la ziua de azi din sărăcie, doar că văd aici efort mai mult din partea statului, întreprinderea de măsuri de creare, de dezvoltare a mediului de afaceri, de crearea noi locuri de muncă, pentru că în cele mai, salariul este în cele mai dese cazuri unicul venit care asigură existența pentru familie și de cel puțin la etapa actuală este necesar de adus prestațiile sociale la nivelul minimum de existență. Pentru că este un standard internațional că ceea ce este sub minimul de existență se consideră sărăcie. Da, mulțumesc, doamna Balmăș. Noi putem să ieșim din sărăcie dacă există dorință. Dar dorința trebuie să vină de la cei de la guvernare, pentru că statul Republica Moldova are resurse, resurse tăinuite, resurse furate, dilapidate și dacă se stopează aceste lucruri și există dorința de a le stopa, noi putem ieși din sărăcie într-un răstimp foarte și foarte scurt. Doamnelor, vă mulțumesc pentru discuția din această seară. Reamintesc telespectatorilor noștri, invitatele emisiunii au fost doamna Svetlana Rusu, consilierul avocatului parlamentar pe domeniul social Aurelia Grigoriu și deputatul PCRM Galina Balmoș, membru al Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Eu vă doresc o seară bună tuturor! Mulțumesc!